Liviu și Delia în platou au discutat puțin despre ceea ce s-a întâmplat între ei, că a rămas ceva acolo de la prima lor încercare de a se cunoaște și spunea Delia că între timp au mai fost discuții, tachinări, din care și-au dat seama ceea ce simt între ei. Doamna Gabriela spunea că atunci când își încep o relație ar trebui să-și rezolve lucrurile din trecut, a, arătat, a, fost arătat un mesaj în care suna cam așa azi, mi s-a confirmat ceva, Liviu a avut o relație înainte să intre în emisiune cu o fată cu un copil de la noi din localitate, care din coincidență lucra ca o spătare la noi la pizzerie și el nu i-a spus Iulianei nimic de asta, de asta a apălit când m-a văzut în casa Mireasa, a rupt-o cu fata asta după ce i-a promis Marea și Sara când a fost contactat să intre la Mireasa. Acum dovedește că este cel mai mare jucător și o fals din toate punctele de vedere. A intrat prin telefon mama Iulianei, spunea că Dânsa a aflat despre această fată, că Liviu a profitat de fata respectivă o vară întreagă, mergea la pizzerie și mânca și bea pe banii ei și apoi pleca. Și când a fost chemat în emisiune, spunea Dânsa că Liviu i-a spus fetei respective că are și un copil și asta e o pietică între ei și că el pleacă în Norvegia și a dat papucii, spunea mama Iulianei, fetei respective Liviu i-a dat papucii și fata când l-a văzut la emisiune a picat din picioare, a plâns foarte mult, a aflat și doamna despre acest lucru și a sunat în emisiune să discute despre asta.